Salut! Astăzi vorbim despre un subiect nou, despre accesoriile necesare pentru curățarea suprafețelor de piele și nu numai. După cum știi, noi de ceva timp am lansat niște perii făcute speciale pentru noi, cu per natural, care au o densitate a fibrelor foarte, foarte ridicată. De ce am ales anumite tipuri de accesorii, o să încercăm să-ți explicăm acum. Și de ce le folosim noi foarte mult, mai ales pentru curățarea diferitelor elemente din interiorul mașinii. Am avut de-a lungul timpului în teste diferite perii și pensule pentru a putea curăța suprafețele de piele și ne-am dorit, mai ales pentru cei care doresc să își curețe în siguranță pielea, să aibă o perie cu o densitate foarte mare a fibrelor pentru a putea curăța în profunzime materialul, adică structura pielii sau a plasticului sau, de ce nu, textil sau alcantara. De ce am căutat acest tip de perie? În primul rând, sunt anumite tipuri de soluții care le folosești pentru a curăța interiorul, care, dacă stropești și nu știi unde stropești, mai ales pe elementele de plastic, și se usucă soluția respectivă, există riscul să pătezi acel element și nu mai poți să scoți după aceea acea pată. De aceea, atunci când am vorbit cu cei care ne-au făcut aceste perii manual, ne-a interesat ca lungimea fibrelor să fie medie, adică să nu fie foarte lungi atunci când cureți, să nu îmi arunce niciun de pe nicio suprafață. Fiind un par natural și, cum spuneam, o densitate foarte mare, curăță foarte bine pielea și structura materialului. Ca și o regulă de bază, mai ales în momentul în care culeți o suprafață de piele, ar fi bine să testezi partea din spate a palmei, testezi să vezi dacă cumva te zgârie sau îți lasă urme, înseamnă că produsul sau peria este mai mult decât agresivă pentru a curăța o suprafață de piele. Fiindcă aici este o zonă foarte sensibilă, îți dai seama rapid cât de bună este o perie pentru așa ceva. Și fiindcă avem peri foarte mulți aici, ne doream în același timp, din același material, adică lemn natural, să avem o perie sau pensulă special concepută pentru a putea curăța cusăturile de la materiale. După cum știi, ca să fii sigur că este curată pielea, este important să curăți și cusăturile. Și atunci, la fel, am nevoie de o densitate foarte mare, am nevoie de perii medii ca să reușești să scoți toată mizeria din acele cusături, dar în același timp să nu strici acele cusături, fiindcă sunt foarte sensibile și s-ar putea ca în timp să se distrugă sau să fie mai slabe sau din cauza uzurii să le scămoșezi sau să le distrugi. Și atunci, pentru așa ceva sau pentru zone unde sunt locuri mai înguste, am creat această perie care original era cu părul lung, dar fiind părul lung nu mă ajută să curăț foarte bine cusăturile de la materiale. Da? Se poate observa cum noi am redus practic la jumate perii de la aceste pensule, tocmai pentru a avea putere și mai mare de curățare. În continuare să-ți arătăm materialele pe care le folosim. Noi, de exemplu, din cauza că este o perie foarte sigură și mă ajută să curăț foarte bine orice structură, o folosim inclusiv pe plastice, chiar dacă este concepută special pentru suprafețele de piele. O folosim pe plastice, o folosim pe textil, o folosim inclusiv pe alcantara, deoarece este foarte, foarte fină ca și textură. În continuare, o să-ți arătăm exact diferite lucrări de detailing unde am folosit aceste perii, să vezi cât de frumos și curat
lasă suprafața după curățarea cu acest produs. Dacă ai întrebări despre aceste accesorii, care le găsești la noi pe site, nu uita, te rog, să ne lași un comentariu în secțiunea de pe YouTube. Nu uita să te abonezi la canalele noastre oficiale de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. Și te așteptăm în continuare alături de noi.